Salutare jupânilor, eu sunt Cocomin și bine v-am regăsit la un nou video de pe acest canal. Astăzi ne vom juca Farming Simulator 19, iar acesta este un nou episod din seria noastră de roleplay pe Dumești. Ei bine jupânilor, înainte de a începe acest minunat episod, vreau să vă mulțumesc enorm de mult pentru că ne-am strâns peste 11.000 de jupâni pe acest minunat canal YouTube. Vă mulțumesc extraordinar de mult și totodată vreau să vă urez și un mare la mulți ani de ziua noastră a românilor de 1 decembrie, ziua României bineînțeles, și vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru suma enormă de jupâni care ne-a strâns cea mai faină comunitate de pe YouTube. Așa că vă mulțumesc enorm. Noi să trecem la episod. După cum puteți vedea jupânilor, suntem la stână de data asta. Avem aici în fața noastră toate 3 UTB-urile. După cum știți, nu avea aripi UTB-ul ăsta de pe față, nu avea aripi. Le-am scos pe cele din spate, alea de cauciuc, și le-am băgat la spălat frumos. Că vreau să le bag la spălat, sunt și puțin mâncate, dacă nu o să le și schimb, poate. Probabil că o să le și schimb. Și avem și Loganul. Avem și Loganul aici, dar vreau să luăm deocamdată un tractor. Eu nu știu pe care UTB-ul să-l iau, că sunt faine toate. Să-l luăm pe ăsta. Hai că-l luăm pe ăsta frumos. Să-l pornim. Și vreau să mergem să luăm o remorcă sau chiar două. Ia să vedem noi. Hai că am pornit UTB-scu. Și să băgăm în viteză. Să băgăm în viteză UTB-scu. A, dar stai că am plug. Uite că nici nu m-am uitat dacă am vreo ceva în spate. Așa că ia să punem noi plugul la locul lui. Și să-l decuplăm. Atât. Și da, să mergem să luăm acum o remorcă sau chiar două. Să vedem câte avem pe aici, pe la vale. Avem, uite că avem două acolo. Cred că sunt cuplate amândouă. Da, probabil că sunt cuplate frumos. Și să le cuplăm noi la UTB și să mergem în treabă. Pentru că astăzi vreau să bag la treierat. Hop, să dăm un mașalier. Ia să vedem. Hai că reușim noi să întoarcem tractorul. Atât. Bun, să cuplăm remorcile și mergem direct pe câmp. O să băgăm frumos la treierat. Ia să vedem. Hop, încă puțin. Bun. O să băgăm la treierat. Și vreau să vă arăt, pentru că la noua bază pe care am construit-o. Ia să băgăm în viteză. La noua bază pe care am construit-o, acum, ultima dată, am mai ridicat încă un hambar, încă un mic hambar pentru UTB sau pentru un tractor mai mic, și vreau să vă arăt frumos toată treaba cum e pe acolo. Hai că s-au cuplat bine, văd că remorcile, sper să nu le pierd pe drum. Și da, am mai făcut încă un mic hambar tocmai în deal unde era parcat ATV-ul ultima dată, dar o să vi arăt mai bine, o să vă arăt ambarul mai bine când ajungem acolo la fața locului. Ia să băgăm noi un semnal și ieșim frumos cu remorcile pe stradă. Hai că am ieșit și cu remorcile. O să băgăm, bineînțeles, combina aia mare la treaba astăzi. Avem unde să punem tot orzul. Ia să dăm un semnal la dreapta frumos. Hop, și să urcăm pe uliță pe aici. Urcăm pe uliță și vă arăt, bineînțeles, și baza pe unde am construit nou hambar sau nou garaj, mai bine zis, că nu e chiar un hambar, e mai mic. Așa că ia să oprim noi frumos aici UTB-scu. Să îl oprim frumos și să ne dăm jos. Acum să mergem să vă arăt toată treaba. Cam așa arată până la urmă. Ia uitați, cam așa arată baza pe care am construit-o. Ia uitați, am pus aici, bineînțeles, gardurile, copacii ăștia pe care i-am mai plantat. Și pe aici poate o să mai punem ceva, bineînțeles. Semnul ăsta de circulație care am zis, băi, hai să-l punem să... Măcar să se vadă cât de cât pe aici ceva. Și da, acolo hambarul pe care îl știți. Și uitați aici ce am mai construit. Foarte rapid l-am construit pe asta. Și na, e din lemn frumos. Am pus aici câteva butoaie, motorină, un palet. Și aici încape un UTB ca popa. Foarte bine. Nu numai un UTB. Poți să pui și o mașină, poți să pui tot ce vrei tu.
Eu zic că e chiar mișto și o să iasă bine, bine tare baza pe aici. Acum haideți să mergem înapoi la UTB. Mergem frumos înapoi la UTB, că trebuie să ne băgăm la treabă. Și să vedem pe combină dacă mai avem motorină, dacă mai avem motorină multă sau nu. Ia să vedem. Băgăm în viteză și plecăm cu UTB-sc. Băi, îmi place la nebunie UTB-ul ăsta, mai ales și cu anvelopele astea care na, sunt puțin diferite față de la UTB-urile care au anvelopele originale ale lor. Astea sunt puțin diferite și cred că sunt și mai ajutătoare, să zic așa, când urci într-o pantă sau ceva. Să facem o poză frumos. Hai că am făcut și o poză. Pac. Bun, și să oprim aici UTB-ul, să ne băgăm pe combină și să vedem, să ne băgăm în deal acolo la treierat. Ia să vedem. Pornim frumos combina. Header-ul ăsta pe care l-am închiriat, poate o să-l și cumpăr, că merge destul de bine cu combina noastră. Chiar merge destul de bine și probabil că am să-l și cumpăr. Acum o să văd. O să văd. După ce o să îmi termin treaba, poate o să-l cumpăr. Ia să... Op, să-l mai ridicăm puțin și să ne putem băga și noi mai bine pe aici cu combina. Hai. În deal. Nu urcă în deal combina. Bă, văd că nu urcă deloc în deal. Avem un dâmb sau ceva ce nu-l lasă. Nu, pur și simplu nu prea are putere mare. Pur și simplu nu are putere cum trebuie. Da, uite că nu e chiar atât de bun header-ul ăsta pentru combina. Atunci o să venim din deal în vale să vedem dacă putem. Măcar așa. Măcar așa dacă putem să venim din deal în vale ar fi bine. Dar văd că nici de urcat nu prea urcă cu el. Uite ce se chinuie, uite ce patinează. Bă, nu prea e bună treaba. Nu prea e bună treaba deloc. A mers acolo cum a mers în drum plan, să zic așa, dar în rest văd că nu prea merge. În rest văd că se chinuie cam foarte tare. Aici să vedem dacă reușim sau nu. Nu merge. Nu, se chinuie prea tare. Se chinuie prea tare și nu-mi place cum e. O să trebuiască să luăm alt header. O să trebuiască să luăm alt header și să-l ducem pe ăsta. Așa că o să fie puțin de... O să am ceva de mers să mă duc cu combina. Așa că cred că o să revin eu direct cu un nou header pe care o să-l aduc cu un tractor sau ceva. Am revenit, jupânilor, suntem pe drum, avem și header-ul în spate, după cum puteți vedea, un header o idee mai mică decât cel pe care l-am avut. Și da, am luat și un tractor pe care îl închiriasem de data trecută, l-am închiriat că tot așa am adus header-ul ăla și na, nu l-am mai dus înapoi. Ăsta, na, până la urmă e un tractor mai de viteză, să zic așa, puțin. Bine, îți poți face treaba și cu el pe câmp, dar eu l-am băgat doar așa să tractez header-ul ăsta mai rapid, să zic. Și da, cred că e bun și pe câmp, adică na, nu l-am avut niciodată tractoare de astea, JKB-uri de astea pe câmp, dar cred că se descurcă bine, zic. Că na, văd că de mers merg, numai că sunt au roțile aceleași dimensiuni și pe față și pe spate, adică nu e diferență deloc la roți acolo. Așa că nu știu exact cât de bine se descurcă. Dar noi îi dăm blană că de mers, văd că merge cu 60 ceva la oră, adică ce vrei mai mult de la un tractor? 65 la oră, adică e până la urmă peste limita în comună. Adică, na, da, noi mergem așa, ca să ajungem și noi puțin mai repede la treabă. Că, na, până la urmă, avem și astăzi de treabă. Avem și astăzi de treabă de treierat mult avem, oricum. Ați văzut și voi partea aia, nu mai de treierat. Ia să dăm un semnal la stânga, să ne băgăm și noi pe uliță aici, ușor, ușor. Hai că am încăput bine. Bine, hai că nu suntem chiar atât de mari, doar că avem remorca asta care e cu header-ul și e mai lungă puțin, dar oricum din căput încăpem. De căput încăpem, nu avem treabă. Ia să băgăm în deal. Op, ușor, ușor. Și o să parcăm undeva tractorul aici și să ne întoarcem cu combina ca să poată cupla combina header-ul. Așa că, a, uite că e numai bine pus așa. E numai bine poziționat. Așa că ia să oprim noi tractorul aici. Îl oprim, ne dăm jos și să mergem să luăm combina.
Așa, ne urcăm în combina și mergem să cuplăm header-ul, să vedem header-ul ăsta cu header-ul ăsta cum se descurcă. Ar trebui să se descurce destul de bine, că ăsta e pe măsura ei, într-un fel. Na, nu e nici cea mai puternică combină, dar nu e nici cea mai leneșă, să zic așa. Op. Atâta. Poate o să-mi iau alta la anul, dar cine știe. Cred că la anul o să-mi iau alta, una pe șenile aș vrea. Dar alea sunt mai scumpe, așa că o să trebuiască să strângem câțiva bănișori. Câțiva bănișori acolo, bine, o să trebuiască să strângem oricum. Ia să vedem acum, să cuplăm cardanul tot ce trebuie. Dar e mult mai mic header-ul ăsta, se vede. Ia. Hai mă. Să cuplăm aici tot ce trebuie, sau pe partea cealaltă, unde trebuie să-l cuplăm. Nici nu mai știu. Ia. Atât. Hai că l-am cuplat. Ne dăm în spate. Lăsăm jos header-ul și ne băgăm la treabă. Ia să vedem. Uite ăsta în deal cum o ia. Băi, altă treabă până la urmă. Alt header. Se vede că e diferență. Pe aici nu o să facem baloți. Am lăsat doar acolo porțiunea, câmpul pentru baloți, terenul. Că aici deja, oricum, avem o grămadă de treierați și pe partea asta... baloți nu vreau să fac, da, prea mulți o să am după aia, chiar foarte mulți. O să iasă oricum destui de mulți baloți din partea aia, apă și de aici. Dar oricum o să vedem, poate o să fac baloți rotunzi ca să nu mai fac atât de mulți de ea pătrați. Că ea pătrați ați văzut și voi că mulți iese când faci pe terenul de astea mai mari, chiar foarte mulți. Eu am acolo la purcei, unde țin purcei, știți și voi, am acolo numai baloți pătrați în tot hambarul lor. Și băi, când mă duc acolo mereu, văd, deschid hambarul, remorca plină cu baloți pătrați și, na, i-am mai pus și eu pe acolo prin hambar, i-am mai așezat, dar deocamdată i-am lăsat în remorcă frumos acolo, că am zis că o să-i vând luna asta și, na. Să-i las acolo în remorcă, că până o să-i pun înapoi nu are rost. Până îi așez iar în remorcă, până îi leg, azi că-i las în remorcă. Am dat jos din remorca aia cât mi-au trebuit mie. Am dat undeva la vreo 50 de baloți jos. Am mai vândut pe aici prin sat vreo câțiva, știți și voi. Și în rest i-am lăsat în remorcă acolo și o să-i vând eu luna asta pe toți deodată. Că mi-a cerut cineva și... am zis că îi păstrez și când vine cu banii omul o să ia remorca cu totul și o să își ducă baloții acasă. Ia să vedem, să ne întoarcem. Op. Băi, merge acum, altă treabă la treierat. Altfel te bași la treierat acum cu header-ul ăsta. Op. Hai combina. A urcat combina, mai ce ai pățit? A urcat de rupe. E bună combina asta într-un fel și la terenuri mari. Ar merge o idee, un header și mai mare la ea, numai că pe drumuri, pe terenuri plane, nu cum avem noi aici, adita mai dealul. Aici consum multă motorină când vii să ar terenul ăsta, că na, vă dați seama, e zonă de deal și na, terenurile sunt în o anumită formă și ele. Nu pot fi toate plane, toate drepte, că după aia n-am mai avea după aia dealuri deloc. Sau pe partea aia tot la fel, vedeți că sunt terenurile mai în deal, mai în vale, na. Acolo pe Valea Dumeștiului, pe Valea Râului Dumești, acolo sunt terenuri plane toate, care sunt drepte și acolo te bagi cu, cum am băgat și pe terenul ăsta de la vale, cu dita mai header-ul și cu o combină care nu e... n-a fost creată pentru header-ul ăla, dar totuși a mers și am făcut și baloți. Bine, am păstrat paiele pentru baloți, dar în rest a mers, ați văzut și voi. Ia să ne băgăm puțin și în terenul ăsta dacă merge. Atâta, ia uite, luăm două terenuri dintr-o bucată. Ce s-a întâmplat, de ce nu mai ia? Nu ne-am băgat foarte bine, nu ne-am băgat cum trebuia. Da, în rest combina e bună. A costat destul oricum, a costat destul bani când am cumpărat-o, dar să știți că și-a scos banii până acum. Acum
După ce și-a scos banii, bineînțeles că produce alții la loc și produce alții poate pentru o altă combină. Poate la anul o să-mi iau altceva. Nu știu, o să văd. Mi-aș lua ceva pe șenile, un New Holland sau nu știu, un Class, ceva frumos. Adică și case-ul e marcă bună. Mi-aș lua și case. Tot ceva pe șenile, dar parcă a schimbat marca. Parcă aceeași marcă să o iau, iarăși, parcă nu. N-ar fi chiar atât de fain. Ia să pornim și mi-aș lua un tractor case. Un tractor, da, mi-aș lua case, dar o combină iarăși, parcă nu. Am luat, am văzut cum e, merge, e bună, vreau să schimb altă marcă. Na, dacă tot, cum am avut X6-le, să zicem așa, BMW-ul X6-le. Na, mi-am avut, am văzut cum merge, mergea bine, am vrut să schimb marca, m-am dat pe Merțan. Și Merțan, e tot la fel. Acum, dacă vând Merțanul, n-am să mai-mi iau Merțan, am să-mi iau altceva. Audi, Volkswagen, tot felul, Range Rover, câte și mai câte. Așa și la tractoare, vă dați seama, exact același lucru. Încă la tractoare sunt mult mai pretențios, că vă dați seama. Dacă acum am avut case-ul ăsta de cât are, 300 de cai, nici nu mai știu cât are exact, vă zic sincer, nu prea mai știu. Să zicem 300 de cai cât o fi având el. Vreau să-mi iau un Class sau un New Holland de 500 de cai. Adică până la urmă îmi trebuie o combină și utilaje mai mari, mai ales o combină, la câte terenuri avem noi de treierat. Așa, na, cu combina doar n-ai să te duci la arat, ai să te duci doar la treierat și numai la treierat. Așa cu tractorul, băi, bate mai duci la arat, bate mai duci la semănat, bate mai duci la discuit, cum avem noi, na, 7 UTB-uri, câte avem, 8 UTB-uri, păi le bag pe toate la arat, le bag pe toate la arat și fac cât un tractor sau două tractoare de 300 de cai, să zicem. Și ar pe aici cu UTB-urile alea o grămadă. Numai că na, trebuie să le bagi pe toate deodată. Ia, cred că o să mai luăm brazda asta și după aia o să mergem să punem în remorci. O să mergem să punem în remorci ca să nu îngreunăm combina foarte mult. Nu o să vreau să-i umplu buncărul maxim, că na, nu vreau să o îngreunez, pur și simplu. Oricum e și ideal și vă dați seama, trebuie să o golim. O să punem, na, 80% o să umplem buncărul și restul o să lăsăm ca să ne vină mai ușor și pentru combină și na. Oricum combina e grea ea din fabrică, așa că dacă o mai și îngreunez, nu vreau să solicit motorul prea mult. Ia să punem aici frumos. Hop. Atât. Ia să mergem să mai treierăm puțin. Mergem, ne mai băgăm puțin la treierat și mai umplem o remorcă sau cât mai avem aici în lanul ăsta. Hop, ia, putem urca aici pe dâmbul ăsta. Hai că putem, hai că putem. Hai că aici nu mai avem chiar atât de mult. Mai avem în partea aia altă foarte mult. Aici în stânga vreau să bag la arat, după cum puteți vedea. Vreau să bag puțin la arat că na, terenul a fost deja treierat, a fost dat cu scarificatorul, acum vreau să-l bag la arat, după aia la discuit și tot așa. O să avem de treabă și cu părțile, cu partea asta, cu terenul ăsta. Aici avem undeva la vreo 5 hectare de pământ sau undeva la vreo 4-5 hectare. Aici cam tot la fel am avut și na, ușor, ușor face o grămadă de bani și cu agricultura asta, numai că trebuie să te implici, trebuie să muncești destul de mult, adică na, te scoli dimineața, te scoli, te culci seara și vă dați seama, banii ies, dar trebuie să ai și puțină implicare în toată treaba pe aici. Ia să ne băgăm direct pe aici și terminăm pe mijloc. Atât. O să avem grijă aici la copacul ăsta să nu-l luăm, să stricăm header-ul sau ceva. Atât, bun. Și da, o să vreau să-mi iau o dubă de serviciu. Să-mi iau o dubă de serviciu, o să vând, nu știu. Avem arou, avem papucu, ar merge și o dubă pe lângă, nu? De muncă, așa, vă dați seama.
cum avem la primărie Volkswagen-ul ăla, galben, ar merge o dubă de serviciu pe lângă un Mercedes sau ceva. Mai aduce un butoi, mai ceva, adică chiar ar merge bine, zic eu. Acum, na, să vedem. Și una de aia, nu mi-aș lua una veche, mi-aș lua una ceva mai nou, la vreo 20.000, să avem acolo o dubiță, mai care un butoi cu ceva lichid, fertilizat, tor sau erbicid, lichid, mai car, nu știu, apă sau, nu știu, orice pot să car până la urmă, într-un butoi sau un palet mai car de semințe, o să bagi în dubă și na. Că na, până cuplez o remorcă la, să zicem, la papuc, până cuplez nu știu ce, bagi direct în dubă. Și ți-ai făcut treaba. Dar o să vedem cum o să mă încadrez și eu. Pun niște bani deoparte și luăm și o dubă. Ceva frumos. Poate cât de curând o să cumpărăm una. Tip de aia, vagon de aia puțin mai lung ar fi bună pentru noi aici. Una de aia că ar merge de rupe. Ia că mai avem încă o brazdă și terminăm partea asta de terierat, mai este mult în partea cealaltă și după șanțul ăla, știți că este o mică râpă și mai sunt câteva hectare bune și pe acolo, unde trebuie să ne băgăm. Atât, ușor, ușor. Oricum e bine că zona aia de la vale, acolo o să facem balos din orz, în zona aia de la vale. Am zis să facem balos din orz, că data trecută am făcut pe terenurile alea, unde sunt acolo pe Valea Dumeștiului. Am făcut balos din paie de grâu, acum vreau să fac balos din paie de orz, să văd cum o să iasă. Aici, na, cum avem grâu, vă dați seama, numai grâu, și prin partea asta și acolo treierat, semănat de fapt tot grâu. Vă dați seama, pe aici n-am pus iar orz, că na, grâu merge cel mai bine la vânzare. Grâu chiar merge cel mai bine, e cel mai căutat, grâu și porumb. Grâu și porumb, dacă te-ai axat pe cerelele astea două, pe grâu și porumb, gata, poți zici că faci o grămadă de bani cu agricultura. Bine, trebuie să ai și utilaje până la urma urmei, că n-ai să te bagi așa, dar totuși. Copia să mergem mai ușor, să oprim și combina. Eu o să mai las combina pe câmp, că nu și-a terminat încă treaba, vă dați seama. Nu și-a terminat treaba, mai are oricum de treierat prin zonele celelalte, dar o să mă bag eu în altă zi, sau dacă nu, de seară sau când o fi, o să se bage Nea Anelu. Ia să oprim combina, o lăsăm aici, nu cred că încurcă pe nimeni. Să luăm frumos acum UTB-scu, ia să ne urcăm în el, îl pornim. Și să cuplăm și remorca cealaltă. Cuplăm frumos și remorca cealaltă și mergem să le ducem în bunker. Acolo avem o remorcă de orz. Avem o remorcă de orz și trebuie să o cuplăm și pe aia, ca să fie frumoasă treaba. Ia să vedem noi cum să o cuplăm bine, bine. Și să vedem, hop! Stai așa că am luat. Să băgăm în marșalier și să decuplăm aici remorca asta. Acum ne băgăm să o cuplăm pe cealaltă. Și să-l dăm, să dăm, hai mă, ce are? Ce are remorca aia? Și să dăm remorca asta în marșalier, să vedem dacă o putem cupla la celălalt. Ia să vedem. Eu cred că o putem cupla, n-are cum să nu meargă. Băgăm frumos, hai mă, am cuplat aici, n-am cuplat. Acum am cuplat-o. Acum să o băgăm în marșalier și să vedem dacă merge sau nu cuplată. Hai mă, nu vrea? Stai așa puțin, ia să ne mai băgăm noi odată, trebuie să ne înfingem bine și hotărât, că altfel nu prea merge. Altfel nu prea merge și e nasol. E nasol dacă nu vrea să meargă. Încă puțin să o mai dăm în spate. Ia să vedem. Op! Și? Acum, perfect, ia uitați cum le-am cuplat pe toate trei. Avem 11 tone și ceva, cu 7 tone și ceva. Deci avem undeva la vreo 19 tone aproape. Aproape 19 tone, 18 tone și ceva.
Așa că mergem ușurel. Ușurel cu trei remorși pe aici. Cam așa se duc trei remorși cu TB-ul. Dar TB-ul trage, el nu își face griji de că nu le duce. El își face griji să nu se rupă vreo ceva pe acolo, pe la el. Când în rest tractorul duce, ați văzut și voi. Oricum, noi am mai tras o dată trei remorși și erau și mai pline. Erau și mai pline față de astea. Astea nu sunt chiar atât de pline. Dar totuși, avem ceva greutate. Să vedem cum urcăm pe la... Sunt curios cum urcăm pe la stână pe acolo. Asta am făcut și o poză frumos. Hai mă, că e șmecher. E șmecherul tebescul ăsta. Dăm un semnal și... Am plecat. Am ieșit pe drum. Ia. Că am plecat ușor. Păi puțin. Este închilată roata de la prima remorcă de aici. De-aia am pus-o și prima. E puțin închilată și merge cam greu, să știți. Merge cam greu, se simte. Are o problemă remorca asta. Cam mai pățit cu ea așa. Am mai pățit cu ea așa. Aveam Belarusul. Și tot așa, aveam toată remorca încărcată și nu prea a vrut să urce pe la stână. Nu prea a vrut să urce pe la stână, că era blocată. Mergea foarte, foarte greu roata de pe față la remorcă. Și vă dați seama că na, nu prea am putut să urc. Am chemat pe Neanielu cu TB-ul, a venit, a băgat remorca asta una de una la stână acolo. Să dăm un semnal. Dăm un semnal cu TB-ul și să ne urcăm la stână acum. Da, ne urcăm frumos cu trei remorși la stână, să vedem. Cred că putem urca, că... Na, până la urmă, na, UTB-ul, el urcă cumva, dar... Remorca asta, v-am zis că e problematică și... Să vedem acum dacă reușim. Mai greu, dar cred că reușim noi cumva. Ia să dăm UTB-scu pe avarii. Îl dăm pe avarii și ușor, ușor trebuie să urcăm noi. N-are cum să nu. Ia. Acu. Ori urcăm cu trei remorci, ori nu mai urcăm. Ușor. Hai. A luat-o? Bă, dacă trecem de combina asta, aici e panta mai mare puțin. Bine, și în deal acolo la poartă, dar dacă trecem de combina asta, deja putem să zicem că am urcat cu UTB cu tot. Hai, uite ce patinează. Uite ce patinează. Și roata aia, v-am spus, e închilată și e nasol rău ca să urci pe aici. Ia, aici. Și mai și. Hai, că am reușit să urcăm. Băi, e bine când ai un UTB de ăsta bazat. E bine când ai un UTB bazat și poți să urci cu el peste tot. Am urcat cu trei remori și ne doare la bască. Gata. Putem să zicem că UTB-ul ăsta își face treaba de tractor. Ușor aici, să o lăsăm mai ușor, să nu facem vreo explozie la remorcă. Pac. Și să răsturnăm tot pe aici. Ia să vedem. Hop. Trai. Hop. Hai mă, nu vrea să... Pe care remorcă putem acum să o... Nu mai putem pune grâu pe aici. Cred că avem tot buncărul plin. Probabil că avem tot buncărul plin și trebuie să mergem să punem grâu tocmai la baza aia de la vale. Așa că o să mergem acolo imediat. Așa că haideți să mergem la baza cealaltă, că chiar nu mă gândeam că nu mai am loc pe aici. Am crezut că mai avem loc încă de vreo 20 de tone măcar. Dar văd că nu mai avem loc. Nu-i problemă, că putem să punem, v-am spus, în buncărul celălalt. Ia, aici e panta și mai ureașă. Dacă am urcat pe acolo, urcăm și pe aici oare? Mama, a urcat, bă. Bă, deci urcă tractorul ăsta. Nu-i problemă de urcat sau ceva, văd că la el. Mergem, punem frumos.
toată recolta în buncărul de la vale și am terminat treaba. Păi, jupânilor, cam atât a fost și cu acest minunat episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să lăsați acolo un mare, mare like și un subscribe ca să ne strângem cât mai mulți jupâni pe acest minunat canal de YouTube. Pe data viitoare vă urez numai bine și noi ne vom revedea, bineînțeles, în următorul episod.